Deloc puțin sunt cei care nu concep să înceapă ziua fără o ceașcă de cafea, ce le dă energie și o stare de spirit foarte bună. Se pare că acest obicei nu este tocmai sănătos și că nici momentul zilei nu este bine ales, dar iată care sunt argumentele ce susțin această idee. Conform știri.fresh24.ro, cafeaua reușește să reducă oboseala și starea de somnolență cu care majoritatea oamenilor se trezesc dimineața. Însă, consumată pe stomacul gol sau chiar și după masă, dar în exces, poate avea efecte negative multiple. Studii recente au arătat că antioxidanții din cafea ne pot face probleme digestive serioase. Consumată pe stomacul gol pe termen lung, cafeaua poate provoca inflamarea intestinelor, balonare și colon iritabil. Cafeaua poate crea dependență în sensul în care o persoană care este dependentă de cafea are un sistem nervos vegetativ, care va avea nevoie mereu de cofeină pentru a se trezi. Dacă este băută pe stomacul gol, cafeaua poate provoca indigestie, infertilitate și gastrită, întrucât stimulează secreția acidului clorhidric. Consumată pe stomacul gol, cafeaua poate produce crampe la nivelul mușchilor abdominali și riscul de a dezvolta cancer de colon. Cu toate acestea, cercetările nu reușesc să găsească o legătură puternică între cafea și problemele digestive, indiferent dacă aceasta este consumată pe stomacul gol sau după o gustare. Cofeina contribuie la senzațiile de anxietate, de aceea este indicat să mănânci ceva înainte de a bea cafea. Băutul cafelei pe stomacul gol poate crește nivelul hormonului de stres, cortizolul. Acesta este produs de glandele suprarenale și ajută la reglarea metabolismului, a tensiunii arteriale și a nivelului de zahăr din sânge. Cafeaua este o sursă importantă de antioxidanți și nutrienți care protejează împotriva bolilor cardiovasculare. Boabele de cafea au un conținut bogat în compuși puternici, cum ar fi acidul clorogenic și polifenol, care au proprietăți antioxidante și care ajută la prevenirea deteriorării celulelor. O ceașcă de cafea conține o serie de nutrienți importanți pentru organism, riboflavina, vitamina B2, 11% din doza zilnică recomandată, acid pantotenic, vitamina B5, 6% din doza zilnică recomandată, mangan și potasiu, 3% din doza zilnică recomandată, magneziu și niacina, B3, 2% din doza zilnică recomandată. Țineți minte, prea multă cafeină, peste 300 de miligrame pe zi, poate duce la insomnie, nervozitate și palpitații cardiace, relatează știri.fresh24.ro.